sunt Angela Gunța și vă invit la știri, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Medicul Vadim Scarlat, cercetat în dosarul mitei pentru judecătoare, a primit 30 de zile de arest preventiv, pe rând cu alte 3 persoane cercetate în același dosar. La judecătorie s-au adunat mai multe paciente ale doctorului. La o săptămână de la anunțul lui Recep Erdogan, ministrul de interne, premierul și președintele Parlamentului nu au idee unde sunt cele 2 autospeciale dăruite de turci pentru suprimarea violențelor stradale. Judecătoria Botanică a fost astăzi evacuată după ce un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că sediul este minat. Polițiștii au declarat alarma falsă. Iarna a venit mai devreme la Telenești. Într-un sat, ar fi nins aseară potrivit imaginilor postate de un internaut. Alți 4 învinuiți în dosarul judecătoarelor reținute au fost plasați în arest preventiv. Astfel, medicul obstetrician Vadim Scarlat va sta 30 de zile în subsolul Centrului Anticorupție, în timp ce o avocat, un asistent judiciar și un client vor sta la penitenciarul 13. În apărarea doctorului, la ședința de judecată au venit mai multe femei care au născut fiind asistate de el. În timp ce unii avocați spun că procurorii nu au avut probe, acuzatorii susțin că aresturile sunt motivate. Printre primii care urmau să fie aduși în fața instanței a fost avocata Nadejdei Agatei. Femeia a refuzat să se prezinte. La demers nu există anexat nicio probe. Poate organul de urmăriri și are ceva acumulat, dar la demers nu este anexat. Și noi considerăm că în acest caz s-au încălcat prevederile legale. Noi am prezentat în susținere demersului în scrisurile și actele care atestă implicarea persoanei învinuite în susținerea demersului la aplicarea măsurii preventive. Nu s-a prezentat nici asistenta judiciară, care tot s-a ales cu 30 de zile de arest, și nici medicul Vadim Scarlat. Se aplică față de inutul Scarlat Vadim măsură preventivă, arestarea preventivă pe un termen de 30 de zile. În schimb, în holul instanței s-au adunat mai multe femei care au venit să susține pe doctor, având doar cuvinte de laudă pentru acesta. Să-l susținem pe domnul Scarlat, pentru că credem că dumnealui este nevinovat. Sunt sute de mămici care sunt în așteptare, așteaptă ca dumnealui să iasă din arest. Întotdeauna a pus prioritate mamelor însărcinate și viitorilor copii care urmează să apară pe lume. Medicul este acuzat că ar fi dat 2000 de euro mitei unei judecătoare pentru a lua o decizie favorabilă în dosarul în care este cercetat pentru malpraxis după ce un bebeluș ar fi decedat. Doar un singur învinuit a acceptat să se prezinte în fața instanței. Nu știm despre cine este vorba, acesta însă a refuzat să vorbească și și-a ascuns fața de jurnaliști. Nu pot să vă spun pentru că procuratura nu a dat o informație oficială referitor la acest caz, referitor la acest subiect, și eu nu pot să mă expun înainte de a se expune serviciul de presă a procuratorului. În total, 10 persoane au fost reținute în dosarul mite pentru judecători. Printre ei sunt 3 magistrate de la Curtea de Apel și 2 de la Judecătoria Centru. Acestea sunt învinuite că ar fi primit sume de bani în proporții deosebit de mari pentru a pronunța decizii favorabile inculpaților în câteva dosare. Potrivit avocaților, nimeni nu își recunoaște vina. În timp ce democrații și aliaților din Parlament dau asigurări că sunt bani pentru noua reformă privind salarizarea bugetarilor, deputații din celelalte fracțiuni pun la îndoială aceste declarații. Parlamentarii din opoziție califică proiectul drept unul electoral și spun că guvernarea se împrumută de la bănci pentru a acoperi găurile la buget. Aceștia sunt în așteptarea legii bugetului pentru 2019 pentru a vedea din ce resurse se vor face majorările salariale. Guvernul are venituri suplimentare la buget, chiar dacă nu am avut această finanțare din afară. Creștere economică, disciplină fiscală și vamală, încasări record la bugetul de stat, ceea ce ne-a permis să facem și proiecte de infrastructură, precum sunt drumuri bune și altele. Inclusiv avem încasări suplimentare la buget și pentru creștere salarială. De partea cealaltă, liderul fracțiunii PLDM susține că cei de la guvernare de fapt s-ar împrumuta de la bănci din lipsă de bani. Atunci când a fost sistată finanțarea din partea Uniunii Europene, ei sistematic împrumută local de la băncile comerciale ca să acopere gaurile în buget. De aceea aici eu cred că e vorba de cel puțin 1 miliard și ceva de lei și nu știu de unde îl vor lua ei. Мы предполагаем, что будут приостановлены все государственные закупки
и средства, которые не будут израсходованы на ремонты бюджетных учреждений, на приобретение какого-то необходимого оборудования, мебели, мягкого материала и так далее, будут направлены на повышение зарплаты бюджетникам сегодня, с 1 декабря. Cum în pragul alegerilor este o inițiativă perfect populistă, știind că nu există creștere reală a economiei. Pe lângă sursa de finanțare, unii deputați pun la îndoială și eficiența reformei, în condițiile în care o parte dintre bugetari oricum vor primi 2000 de lei. Deci intrăm în esență, vedem că chiar și cu aceste măriri avem unele categorii de persoane care au nu mai mult de 2000 de lei. Deci nu cu 2000 de lei astăzi există o lună de zile, sigur că e destul de complicat. Ieri, ministrul finanțelor a declarat că în proiectul legii bugetului pentru anul 2019 ar fi inclus deja 1.300.000 de lei pentru salarizarea bugetarilor în urma reformei, iar acest aspect ar fi fost coordonat cu misiunea FMI. Unii experți economici însă prognozează că încasările la buget în 2019 vor scădea din cauza reformei fiscale, prin care s-a micșorat impozitul pe venit pentru persoanele fizice de la 18 la 12%. Deputatul Sergiu Sârbu îi contrazice. Scopul final este ca disciplina fiscală să crească, să dispară salariile în plic și în acest caz încasările se vor compensa și atunci cred că va fi creștere. Reforma salarizării a fost anunțată în urmă cu două zile de liderul fracțiunii PD, Vlad Plahotniuc. Potrivit lui, mai multe categorii de bugetari, în total circa 150.000 de persoane, vor beneficia de majorări graduale de la 7% la 100%. Astfel încât niciun angajat din sistemul public să nu aibă un salariu mai mic de 2000 de lei. Experții însă atenționează că s-ar putea diminua investițiile în alte domenii pentru a compensa noile cheltuieli salariale. În Republica Moldova sunt în jur de 200.000 de bugetari. Cel mai mic salariu este de 1200 de lei, în timp ce cel mai mare este de 29.000 de lei pe care îl primește un judecător. Proiectul reformării sistemului de salarizare nu a ajuns încă pe masa deputaților. Valeriu Ghelețchi a menționat că acesta ar putea să vină într-o săptămână odată cu proiectul legii bugetului pentru anul 2019. Cele două autospeciale oferite cadou de către președintele Turciei pentru Ministerul de Interne de la Chișinău continuă să fie un mister. Deși a trecut o săptămână de când președintele Turciei a declarat că tehnica de intervenție pentru suprimarea protestelor a ajuns la Chișinău, până astăzi niciun oficial de la noi nu a văzut autospecialele. Măcar le-ați văzut? Eu nici nu le-am atins și nici nu le-am văzut. Asta e atât de important. Dar ați fost informat, ele sunt în Moldova. Nici premierul Pavel Filip nu a văzut autospecialele. Oficialul a menționat că știe despre ce este vorba doar din declarațiile lui Erdogan. Moldova au ajuns la Ministerul de Interne. Cunosc, pentru că președintele Erdogan a declarat despre acest lucru și i-a mulțumit, pentru că știți cum, calul de dar nu se caută de dință, cum este corect acolo. Zilele trecute și președintele Parlamentului a fost întrebat despre locul aferii celor două autospeciale. Andrian Candu a spus că nu cunoaște despre acest cadou și presupune că declarațiile lui Erdogan ar fi fost traduse greșit. Eu nu cred și nu cunosc că noi să fi făcut o astfel de solicitare și că ar fi existat un astfel de cadou. Eu am impresia că doar e o greșeală de traducere. Dar, okay. Dar era pe traducere oficială, cel puțin. Puteau fi greșeli în traducere. Eu am mai fost întrebat și la o emisiune recent, vineri, de acest lucru. Chiar nu cunosc că noi să fi solicitat așa ceva și nu cunosc că noi să fi primit cadou așa ceva. Poate s-a avut în vedere altceva, ambulanțe. Președintele Turciei, Recep Erdoğan, a menționat despre cadou pe 18 octombrie, în timp ce se afla la Comrat. Vorbitorii de limbă turcă au precizat pentru TV8 că traducerea textului a fost corectă. Arada, buradaki güvenlikle ilgili de özellikle dün akşam saat 21.30 gibi iki tane iç işlerinde güvenlik noktasında Toma'yı buraya getirmiş olduk. Autovehiculele Toma sunt folosite în mod special la suprimarea protestelor în masă. Acestea sunt pe larg utilizate în țări precum Zimbabwe, Azerbaijan, Libia și Kazakhstan. Autospecialele sunt blindate și sunt echipate cu gaze lacrimogene, dar și tunuri de apă. Alarmă cu bombă astăzi la judecătoria Botanică. O persoană a sunat la 112 și a anunțat că judecătoria este minată. Ajunși la fața locului, oamenii legii au evacuat oamenii din clădire și au încercuit zona. Ulterior au anunțat că alarma s-a dovedit a fi falsă. Persoana încă nu a fost identificată.
Astăzi, toți magistrații și angajații judecătoriei botanică au fost evacuați din clădire, iar oamenii veniți la ședințele de judecată au făcut cale întoarsă. Pe o rețea socială au apărut imagini surprinse la puțin timp după efectuarea apelului la 112. Ce se întâmplă aici, oameni buni? De ce nu putem să intrăm ședință? A? Domnul Găras, ce se întâmplă aici? Bună ziua! Bună ziua! Nu e atât de bună! De ce? Așa, că am ședință. Ședințele toate s-au stopat. De ce cauză? Eu vă spun că posibil este apel la 112 pentru că judecătoria este limba. Potrivit ofițerului de presă de la Poliția Capitalei, Natalia State, în jurul orei 11, un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că sediul judecătoriei este minat. Mai bine de o oră, polițiștii au verificat zona, după care au anunțat că nu au găsit explozibil, declarând alarma drept una falsă. Autorul alarmei riscă o amendă de peste 40.000 de lei sau până la 2 ani de închisoare. Aceasta este a doua alertă cu bombă în săptămâna curentă. Acum două zile, o șoferiță a alertat oamenii lege după ce a găsit sub mașină un pachet suspect, crezând că este o bombă. Specialiștii de la Ministerul de Interne au constatat mai apoi că este vorba de un dispozitiv GPS. Noul ambasador al Statelor Unite a ajuns astăzi la Chișinău. Acesta a postat un filmuleț de bun venit în care a vorbit în limba română și rusă. Diplomatul american a sosit în Moldova alături de soție și de fiica sa adolescentă. Bună ziua, Moldova! Mă numesc Derek Hogan și sunt profund onorat să fiu nou ambasador a Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova într-o perioadă atât de importantă pentru relațiile noastre bilaterale. Așa și-a început discursul noul ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova. Derek Hogan a menționat că știe nu doar limba română, ci și rusa. În filmuleț, diplomatul american și-a prezentat și familia, pe soția sa, cu care este căsătorit de 19 ani, și pe fiica sa adolescentă, Hana. Acestora le place natura, activitățile în aer liber, fiind gata tot timpul de noi aventuri. Pe una suntem încântați să vizităm frumoasele pădgori, sate și orașe și să ne bucurăm de tot ce oferă Moldova, inclusiv sarmale și mamăligă. La final, Hogan i-a îndemnat pe toți doritorii să-i scrie pe conturile de pe rețelele sociale. Ambasadorul a dat asigurări că Statele Unite vor rămâne un partener de încredere și un prieten devotat al Republicii Moldova. Diplomatul îl înlocuiește pe James Pettit după ce mandatul acestuia a expirat. El va fi al nouălea ambasador american în Republica Moldova. Derek Hogan este unul dintre specialiștii Departamentului de Stat pentru zona Europei de Est, aflându-se în misiuni diferite în Federația Rusă sau Azerbaijan, precum și în Afganistan. Tragedie într-o familie din capitală. Fiul lor, în vârstă de doar 18 ani, a murit după ce s-a împușcat. Băiatul a tras din pistolul deținut legal de tatăl său, angajat al poliției de frontieră. Polițiștii la fața locului au stabilit că un tânăr de 18 ani a efectuat o împușcătură, în urma căruia a survenit decesul. Poliția la moment stabilește toate circumstanțele. În momentul incidentului, el se afla acasă doar cu sora lui mai mică, în vârstă de 9 ani. Fata și-a anunțat părinții, care au sunat ulterior la poliție. Tragedia s-a produs aseară într-un apartament de pe strada Albișoara din capitală. Nu se cunoaște deocamdată dacă tânărul l-a împușcat accidental sau este vorba despre un suicid. Exclusiv pentru TV8, președintele Igor Dodon a deschis ușa președinției proaspăt renovate pentru jurnalista Natalia Morari. Șeful statului a răspuns la mai multe întrebări care macină politicul și societatea în ansamblu. Nu a rămas fără răspuns și întrebarea despre relația sa cu liderul PD Vlad Plahotniuc. Atunci când scoți sabia, sau tai, sau nu scoate deloc. Asta e răspunsul la întrebare. Deci sabia deja e pregătită? Sabia e pregătită. E ascuțită? E ascuțită. E că trebuie să vină copia al sabiei lui Ștefan cel Mare. Ce-au mai discutat cei doi în cadrul vizitei la președinție și la ce provocări l-a pus Natalia Morar pe șeful statului, aflați în emisiunea Politica din această seară, începând cu ora 21.30. Executorii judecătorești vor fi obligați să ridice mijloacele de transport date în căutare în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul în care a apărut informația de la organele de drept. Prevederile se regăsesc într-un proiect de modificare a unor acte legislative aprobat astăzi în Parlament. Astfel, șoferul poate fi înlăturat de la conducerea mașinii de către poliție, iar automobilul va fi reținut pe un termen de până la 3 zile lucrătoare, după care poate fi întors posesorului. Decizia de a introduce aceste prevederi a fost
fost luată în contextul în care mijloacele de transport reținute la solicitarea executorilor judecătorești staționează perioade îndelungate fără a fi întreprinse acțiuni în privința acestora. Potrivit datelor statistice, în 2017, în temeiul încheierilor judecătorești, Poliția de Frontier a reținut 1360 de mijloace de transport. Paza și integritatea mașinilor au fost asigurate de personalul acesteia. Fostul președinte al Asociației Obstești Lăstăraș a fost reținut astăzi de ofițerii CNA. Acesta este suspectat că în perioada anilor 2015-2017 ar fi strâns lunar de la părinții copiilor care frecventează grădinița peste jumătate de milion de lei. Anterior, cazul Lăstăraș s-a aflat și în vizorul primăriei capitalei. Potrivit CNA, ex-președintele asociației ar fi motivat colectările de bani în cadrul grădiniței pentru organizarea lecțiilor de limbi moderne, artă plastică, muzică, coreografie, etc. Părinții erau impuși să dea până la 1400 de lei pe lună, astfel în fondul asociației se acumulau lunar în jur de 600 de mii de lei, iar cea mai mare parte din bani ar fi ajuns în buzunarul familiei președintelui. Oamenii legii susțin că acesta a încheiat un contract de locațiune a unor încăperi ale grădiniței numărul 199 cu o suprafață de peste 1000 de metri pătrați pe care ar fi transformat în grupe private. Astfel, părinții copiilor erau forțați să achite plăți suplimentare, iar în cazul în care refuzau, erau obligați să părăsească instituția preșcolară sau erau transferați în grupe mai puțin dotate, informează CNA. Fără de legile președintelui Asociației Lăstăraș ar fi fost susținute de mama acestuia care exercită în prezent funcția de directoare adjunctă a grădiniței numărul 199, susțin procurorii, precum și de către concubina acestuia care este directoare a instituției vizate. Femeile se află în concedii de îngrijire a copilului și de boală. Am încercat să obținem o reacție de la administrația grădiniței, iar persoana care ne-a răspuns la telefon ne-a declarat că nu este niciun responsabil. Astăzi, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au desfășurat percheziții la domiciliile suspectului, dar și la unii membri ai familiei acestuia. Printre obiectele percheziționate se numără câteva apartamente, ce ar aparține cu drept de proprietate bănuitului, o bază de odihnă la Vadului Vodă, școala privată Erudeo și sediul Asociației Lăstăraș. Procurorii anticorupție susțin că au fost ridicate probe relevante pentru dosar și sume importante de bani în diferite valute, proveniența cărora urmează a fi stabilită, dar nu precizează suma. Până la o decizie definitivă, orice persoană se prezume a fi nevinovată, menționează serviciul de presă al CNA. Grădinița Lăstăraș a ajuns în vizorul presei după ce primarul interimar Ruslan Codreanu a anunțat că ar fi primit mai multe plângeri de la părinți în legătură cu taxele lunare de 1400 de lei percepute de la fiecare din cei peste 700 de copii. După realizarea unui control în cadrul instituției au fost depistate mai multe nereguli, iar directoarea a fost sancționată cu mustrarea aspră, chiar dacă Codreanu ceruse inițial eliberarea acesteia din funcție. Carabinierii vor avea atribuții de polițiști. Aceștia vor putea constata încălcări și chiar interveni pentru a preveni săvârșirea infracțiunilor. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat astăzi în Parlament în două lecturi. Asta în timp ce unii deputați din opoziție au acuzat guvernarea că a promovat legea în fugă, fără a lăsa loc de consultări sau amendamente. Autorii legii spun că reforma de fapt este cerută de europeni. Deputatul PLD a remarcat că a primit rapoartele și avizele pentru proiect cu doar 5 minute înainte de începerea ședinței, iar inițiativa a fost inclusă pe ordinea de zi tot astăzi. Eu nu voi participa ca și deputat la votarea acestui proiect de lege din simplu motiv că prin procedurile promovate de dumneavoastră nu ați oferit la toți, practic, deputații posibilitatea de a face cunoștință cu acest proiect de lege. Am găsit pe o foaie a 4-3 rânduri. Acesta este avizul guvernului care are în grijă reformele în sistemul polițienesc, sau eu poate greșesc ceva? Показалось странным, комиссия, которая вчера у нас состоялась, имела место быть, на ней мы не рассматривали. Сегодня утром в 9:30 собрались. Не кажется ли это, что Министерство внутренних дел хочет как бы иметь военных для полицейских функций. Демократия au venit cu precizări. Deci în situații de pace va menține ordinea publică, în situații nu dă doamne de asediu de război va asigura atribuțiile în cadrul forțelor armate, deci nu se schimbă nimic. Secretarul de stat al Ministerului de Interne a clarificat ulterior că integrarea carabinierilor în sistemul polițienesc ar fi de fapt o condiție impusă de Uniunea Europeană pentru a accesa un grant. A fost aprobată finanțarea pentru un suport tehnic pentru carabinieri în mărime de 8 milioane de euro, care vin să dezvolte și să profesionalizeze deci carabinieri.
A fost pusă o singură condiție, că acest suport să vină doar după ce legea cu privire la carabinieri va fi aprobată. Legea a fost votată în două lecturi, acumulând 55 de voturi în lectura finală. Conform noilor prevederi, carabinierii vor începe a fi înrolați doar pe bază de contract din 2020. O altă prevedere de bază este faptul că vor fi integrați în sistemul polițienesc, dobândind noi atribuții de prevenire și descoperire a infracțiunilor și contravențiilor. Spre exemplu, carabinierii vor putea constata consumul de băuturi alcoolice în locuri publice, furturi sau cazuri de huliganism. Vor întocmi procese verbale și le vor remite organelor de urmărire penală. Până acum, atribuțiile principale ale carabinierilor erau să mențină ordinea publică, să apere obiective importante și să intervină în stare de urgență, asediu sau război. Adițional, carabinierii vor primi compensații pentru chirie. Tot asta s-a votat în lectură finală și acordarea de alocații pentru chirie angajaților Serviciului de Pază și Protecție de Stat. În ultimul timp, tot mai mulți oameni se plâng pe magazinele online, care livrează comenzi deteriorate, cu întârziere și nici nu întorc banii dacă produsul este greșit. Deși experții luptă cu escrocii și vin cu sfaturi utile, oamenii spun că oricum dau peste șmecheri și astfel își pierd încrederea în shoppingul online. Experții promit să elaboreze o listă neagră cu magazinele online care vând cu încălcări. În acest an s-au dublat reclamațiile ce țin de neconformitatea produselor achiziționate. Dacă anul trecut avem înregistrate circa 15 reclamații de acest gen, anul acesta, de la începutul anului 2018, adică sunt deja notificate 30 de reclamații. Subiectul a fost discutat astăzi de mai mulți specialiști în cadrul unei conferințe de presă. Responsabilii de la Agenția pentru Protecția Consumatorilor promit că la anul viitor va apărea o listă neagră în care vor fi incluse toate magazinele online din țară care nu respectă legea. Acest proiect este încă în proces de lucru. Bineînțeles că pentru conformarea agenților economici față de actele normative în vigoare, este necesar de creat această listă. Se vor desfășura vizite de consultanță în cadrul instituțiilor de învățământ, pentru că noi, cei tineri, suntem cei care utilizăm în mare parte internetul și serviciile pe care ne le oferă. Consumatorii spun că, deși shoppingul online este extrem de comod, deseori produsele livrate nu sunt la fel ca cele afișate pe site. Я считаю, что онлайн-магазин это очень удобно, особенно когда ты не успеваешь что-то купить, но иногда проблема заключается в размерах. Вот мне приходило размер не тот, получается, он немножко отличался от того, что было заявлено. Есть mai ieftin, după părerea mea, este o piață mai largă de desfacere. Mai ușor de efectuat cumpărătura, deoarece nu trebuie să alegi pe magazine, ai calculatorul în față, ți-ai ales la ora când te interesează, ai deschis magazinul online, l-ai găsit produsul care te interesează. Мне нужно пощупать, потрогать, померить, потому что очень много моих знакомых, которые покупали в интернете, и больше половины недовольны качеством. Experții ne sfătuie să fim atenți la site-urile de pe care facem comandă și să analizăm bine condițiile de livrare și returnare a produselor. În primul rând, trebuie să fie denumirea corectă a agentului economic. Așa. Telefonul de contact. Trebuie să fie nemijlocit descrierea produsului. Cum se utilizează. Sigur că consumatorul, când primește aceste produse, trebuie să îi semneze manualul de utilizare. Potrivit Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieții, cel mai des oamenii se plâng de faptul că nu au unde să se adreseze dacă se depistează un produs defect. Conform legii, agentul economic este obligat să rezolve toate problemele legate de marfa pe care a livrat-o, iar în caz de necesitate să returneze banii în întregime. Peste 130 de fete și băieți din țară au decis să-și lege viitorul de Poliția Republicii Moldova. Aceștia s-au înscris la Academia Ștefan cel Mare, iar astăzi au depus jurământul în fața părinților și a ministrului de interne. Viitorii polițiști spun că sunt gata să muncească chiar dacă salariul este unul mic. Chiar și așa, ei speră că până la absolvire, adică peste 4 ani, situația se va schimba. Imediat după depunerea jurământului în fața studenților și părinților, a ieșit ministrul de interne, care a promis salarii decente și apartamente de serviciu. Până atunci sper că în 4 ani și salariile vor fi alta, și dotarea, dar și cu apartamentele de serviciu. Noi, până la finele anului, eu
Sper că totuși o să ne reușească, câteva sute de apartamente noi o să le primim. În condițiile în care salariul unui polițist începător este de 5.000 de lei, studenții spun că leafa ar trebui să fie de cel puțin 10.000. Totuși, nu pentru bani au venit în poliție, ci din pasiune, spun tinerii. Să presupunem un ofițer la 10.000, pentru că trebuie să ai cu ce întreține și familia și personal. Nu am ales această meserie pentru că îmi place și am susținere din partea familiei și părinților. Consider că este una dintre cele mai importante meserii. Doresc să servesc Republicii Moldova. Care ar fi trebuit să fie salariul unui polițist ca să nu fie tentat să ia mită? Știu, în dependență de direcție. Nu cât ai vrea. Nu pot să spun. Și părinții viitorilor polițiști consideră că această profesie nu este răsplătită corespunzător. Totuși speră că ministrul își va respecta promisiunile. Promite multe, dar vom vedea. Cu ajutorul Dumnezeu vom vedea cum va fi mai departe. Credeți în aceste promisiuni? Credem în toate. Și e o mare plăcere când vezi că așa ficior e acum e matur și s-a ales așa profesie bună. Надеюсь, что они выбрали эту профессию не потому, что это там высокооплачиваемо или еще что-то. Просто я думаю, что они, может, хотят навести в стране порядок, а может быть, хотят ну, какие-то свои мечты, надежды, желания воплотить. Да, mai bine să ducă după границ copiii noștri. Nu mai bine să stai acasă aici, să șapere statul și poporul. O să cotit că e mai bine lângă părinți, în țara ei, dictargat în altă parte. În acest an, la Academia de Poliție Ștefan cel Mare s-au înscris 52 de fete și 85 de băieți. Aceștia vor studia 4 ani, după care vor deveni polițiști cu acte în regulă. Studiile sunt cu finanțare bugetară. Iarna și intră în drepturi din luna octombrie. Într-o localitate din centrul țării au căzut ieri primii fulgi. Este vorba despre satul Budai din raionul Teleneș, care se află la aproximativ 100 km de capitală. Uimit de cele văzute, un internaut a postat imagini video cu prima ninsoare pe rețea socială. Zăpada s-a șternut pe carosabil și pe frunzele proaspăt căzute într-un strat pufos de câțiva milimetri. Pentru următoarele zile, meteorologii anunță maxime de până la plus 14, plus 21 de grade în toată țara, iar pe timp de zi și precipitații slabe sub formă de ploaie. Pentru astăzi, meteorologii au emis cod galben de vânt din direcție vestică în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Avertizarea expiră la miezul nopții. 3 persoane au murit în urma unor inundații devastatoare în regiunea Krasnodar din Rusia. Inundațiile au paralizat traficul rutier și feroviar, potrivit serviciilor de urgență. Autoritățile au evacuat pe parcursul zilei de astăzi mii de locuitori din regiune. Au fost inundate 1,7 mii de case, în care locuiesc aproximativ 6 mii de locuitori. Un pod imens s-a prăbușit. Peste 800 de unități cu salvatori sunt implicate la eliminarea consecințelor inundațiilor. Potrivit serviciilor excepționale, ar putea dura aproximativ 3 zile pentru a finaliza restaurarea comunicării feroviare. Meteorologii spun că ploile puternice din regiune vor continua să cadă până vineri seară. Acuzat că ar sta în spatele morții jurnalistului Jamal Khashoggi, prințul moștenitor al Arabiei Saudite neagă orice implicare. Acesta a menționat că este o crimă îngrozitoare și a promis că asasinii ziaristului vor fi aduși în fața justiției. And I believe it is painful to every human in the world. It is a heinous crime that cannot be justified. Today Saudi Arabia is carrying out all legal things to finalize the investigations, to work with the cooperate with the Turkish government and to present the perpetrators to the court and take their judgment. Acestea au fost primele sale comentarii publice după ce moartea jurnalistului disident a generat un val de consternare pe plan internațional, precizează Reuters. Prințul moștenitor saudit a dat asigurări că țara sa și Turcia vor coopera pentru o anchetă comună. Jurnalistul, care trăia în Statele Unite, a intrat pe 2 octombrie în consulatul saudit din Istanbul pentru un demers administrativ, după care nimeni nu l-a mai văzut. Informațiile prezentate de saudiți erau contradictorii inițial
local, aceștia au susținut că ziaristul ar fi în viață, după care și-au schimbat versiunea precizând că a murit în urma unei dispute în incinta consulatului. Continuăm cu sport. Naționala Moldovei a urcat două poziții față de luna trecută și ocupă locul 171 în clasamentul FIFA. Echipa lui Alexandru Spiridon a progresat datorită faptului că a învins-o pe San Marino și a egalat cu Belarus în cadrul Ligii Națiunilor. Dintre adversarii Moldovei în turneu, cea mai bună clasare o are Belarus, locul 78. Luxemburg a coborât două poziții, fiind acum pe locul 84, iar San Marino s-a dat jos cu 5 poziții, aflându-se pe locul 209. Prima poziție în ierarhia FIFA o are selecționata Belgiei, fiind urmată de campioana mondială Franța. Pe locul al treilea se menține Brazilia. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora 21 avem știri în limba rusă, iar la 21.30 o ediție specială a emisiunii Politica Nataliei Morari, care va discuta cu președintele Igor Dodon. Vă reamintesc că dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară liniștită și vă mulțumesc că ne priviți!